Mai multe zone din Constanță, dar și cartierul Palazumare, vor rămâne fără apă potabilă. Mâine, 17 mai, Raja ESA va întrerupe furnizarea apei potabile în intervalul orar 8-18 pentru lucrări de modernizare și sectorizare la nivelul rețelei de distribuție a apă potabilă. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din Bulevardul Mamaia, tronsonul delimitat de strada Mircea cel Bătrân și zona Pescărie, dar și cartierele Tomis 1, Tomis 2, Capitol, Stadion, Farul, Universitate, Piața Chiliei, Tăbăcărie, Delfinariu și Fal Nord. Totodată, joi 18 mai, în intervalul orar 8-18, nu vor avea apă la robinete abonații Raja din cartierul Palazumare, dar și secția clinică de psihiatrie și spitalul clinic de pneumoftiziologie.